7 decese și doar 57 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, cel mai mic bilanț zilnic din data de 25 mai, au anunțat autoritățile pentru astăzi. Numărul mic al noilor cazuri pentru ziua de astăzi este și din cauza numărului mic de teste efectuate. Astfel, bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a urcat la 19.439 de cazuri. Până acum, aproape 13.000 de persoane s-au tratat de infecție, în timp ce numărul total al celor decedați a ajuns la 649. În contextul prevenirii și combaterii coronavirusului, Ministerul Sănătății îndeamnă din nou cetățenii să respecte cu strictețe și în continuare distanța socială, să se spele cât mai des pe mâini, să evite aglomerațiile și să poarte mască în transportul public și în spațiile închise.